Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Cristian Năsulea, profesor de economie al Universității București. Bună ziua, domnule profesor, și mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp să veniți. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule profesor, vă invit să începem discuția noastră de astăzi uitându-ne puțin la ce se întâmplă în jur. Avem proteste sindicale, proteste sociale de amploare în educație. Profesorii cer respectarea legilor care prevăd că ar fi trebuit să aibă venitul mult mai mare, salariul crescut. Ori lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De partea cealaltă, guvernul a negociat, dar până la urmă, fără să aștepte o finalizare a vreunei negocieri, a mers către acordarea unei creșteri salariale pe care a considerat că poate să o dea, sau cel puțin declarativ asta au spus în spațiul public. Haideți să ne tragem puțin înapoi, să ne uităm la cum funcționează astfel de mecanisme. Dai, iei, strângi, ai venituri la buget. Își permite România cu actualul buget să facă astfel de creșteri salariale? România își permite să facă niște creșteri salariale dacă face niște reduceri de cheltuieli acolo unde ar trebui să facă niște reduceri de cheltuieli. Problema, de fapt, este mai amplă. Vorbim, în primul rând, când vine vorba de educație, de niște promisiuni care au fost făcute profesorilor, unde existau promisiuni făcute anterior care ar fi trebuit să fie îndeplinite acum mult timp deja și care au rămas neîndeplinite. Exista un pachet de promisiuni legate de creșterea veniturilor pentru profesorii debutanți la nivelul salariului mediu pe economie. Aceasta fiind, într-adevăr, o promisiune pentru viitor, însă o promisiune foarte mare. O promisiune care, într-adevăr, a fost dificil de implementat, însă o promisiune care le-a fost făcută profesorilor de mai multe ori. Și eu, ca economist, aș adăuga la această listă de promisiuni și o realitate, și anume realitatea faptului că a crescut costul vieții, deci veniturile nominale pe care le aveam anul trecut nu mai ajung anul acesta ca să putem să ne permitem aceleași lucruri. Deci, premiza de la care v-aș propune să plecăm în această discuție, dacă sunteți de acord, sunteți și dumneavoastră profesorii, e următoarea. În România, profesorii, cel puțin cei din preuniversitar, sunt foarte prost plătiți. Foarte prost, într-adevăr. Acel venit în parte importantă a societății nu îi tentează pe absolvenții sau pe oamenii înalt pregătiți să vină în sistemul de învățământ. E și asta o realitate. Foarte corect. Este o problemă mare pe care avem. Bani pentru creșteri salariale. Cum ar trebui gândit o astfel de politică? Din punctul meu de vedere, statul român ar trebui să înțeleagă care sunt acele arii prioritare în care banii investiți într-adevăr produc efecte pe termen lung și atunci educația este unul dintre acele domenii în care, dacă investim, vom primi niște bani înapoi după o perioadă mai lungă de timp. E greu să monitorizăm, e greu să ne dăm seama exact cum se întorc banii, însă, din toate datele pe care le avem despre ce s-a întâmplat în alte state care au o politică mai bună în domeniul educației, știm că investiția în educație dă randament. Deci ar trebui să facem lucrul acesta. De partea cealaltă, avem într-adevăr niște constrângeri bugetare. Banii nu sunt nelimitați. Statul român nu dispune de oricât de mulți bani și-ar putea dori să cheltuie. Și atunci trebuie făcută o listă a priorităților care, din păcate, la noi în țară, în opinia mea, este făcută de cele mai multe ori pornind de la niște idei greșite. Sunt prioritizate acele domenii care presupun liderii noștri politici ar putea să aducă mai mult capital politic, mai mult capital electoral, de fapt, în detrimentul acelor domenii care sunt mai importante structural pentru societate. Fiecare consideră că domeniul lui este mai important. Dumneavoastră spuneți, nu doar dumneavoastră, au spus-o și alții, că banii dați în educație nu sunt o cheltuială, sunt o investiție. A calculat cineva, după știința dumneavoastră, după acest raport cost-beneficiu,
Ce ar obține România dacă ar da 6% din PIB educației? Nu avem calcule făcute pentru România care să ne spună concret ce s-ar întâmpla în acest scenariu. Nu ar trebui să existe? Nu ar trebui să pornim de la această proiecție? Problema foarte mare pe care o avem, dacă suntem cinstiți cu datele, este că există posibilitatea să alocăm 6%, 8% pentru educație și tot să nu reușim să facem suficiente lucruri care să îmbunătățească sistemul. Pentru că educația nu e doar o problemă către care poți să arunci cu bani ca să se rezolve. Este o chestiune importantă pentru societate care trebuie să fie gândită cum trebuie. Trebuie să punem stimuli în sistem în așa fel încât oamenii din sistem să se comporte așa cum trebuie. În niciun caz nu ar trebui să ne dorim să punem niște salarii foarte mari în educație care să atragă oameni care își doresc salarii mari și după aceea să vedem că vin foarte mulți oameni care sunt numiți politic în niște funcții din educație doar pentru că acolo sunt niște salarii foarte bune, așa cum se întâmplă de multe ori în administrație astăzi. În momentul ăsta, în educație, salariile sunt mici, în preuniversitar, deci nu sunt bani. Stimulii ăștia de care vorbiți dumneavoastră există însă? Stimulii care există în România, ca să fim iarăși cât putem de cinstiți pe problema aceasta, țin de o situație foarte complexă. România este o țară în care statul investește puțin în educație, însă, în general, anumite părți ale populației investesc mult în educație. Practic, românii au înțeles că educația este importantă pentru copiii lor și aceia dintre noi care își permit investesc bani suplimentari în educație. Da? Plătesc pentru meditații, plătesc pentru after school-uri, plătesc formal sau informal, cu factură sau fără, pentru tot felul de lucruri ca să suplimenteze ce face statul. Bun, ajungem aici. Banii ăștia se întorc în România, această investiție pe care o face și statul, mai mică, și părinții, mai mult. Când tragi linie, banii se întorc în România sau copiii aceștia care sunt pregătiți prin școală și prin meditații suplimentare sunt de fapt pregătiți ca să facă PIB în altă țară? Eu aș spune că, raportându-ne la ultimii ani cel puțin, începem să vedem randamente care se manifestă local. Începem să vedem creșteri ale productivității economiei care pot să fie corelate cu faptul că există această investiție în educație mai mult privată, parțial și publică, despre care vorbeam. Ați constatat dumneavoastră lucrul ăsta? Ați văzut lucrul ăsta întâmplându-se? Adică undeva unde educația a fost considerată un domeniu prioritar, ați văzut că s-a dezvoltat zona respectivă? Putem să găsim exemple în România? Nu mă refer la asta, de fapt, eu. Eu mă refer la faptul că dacă ne uităm la evoluția PIB pentru anul trecut, pentru ultimul an, dacă ne uităm să vedem cum evoluează veniturile românilor raportat la aceste creșteri uriașe de preț, se întâmplă ceva foarte interesant la noi în țară. Și anume că, în medie, veniturile românilor reușesc să țină pasul cu aceste creșteri extraordinar de mari de prețuri. Lucru care nu se întâmplă în toate țările. Sunt țări dezvoltate care nu au reușit să țină pasul așa cum a reușit România. Și o parte din explicația pentru acest lucru trebuie să aibă legătură și cu faptul că reușim să păstrăm mult mai mult capital uman decât o făceam în anii anteriori. Interesant și dătător de speranță, dacă este așa cum spuneți dumneavoastră. Acum să ne întoarcem la chestiunea de la care am pornit discuția. Cererea de creșteri salariale justificată, cred că suntem cu toții de acord, din partea profesorilor. Dumneavoastră spuneți așa, banii se pot da dacă se fac în prealabil niște ajustări de cheltuieli din partea statului. Noi nu am văzut aceste ajustări de cheltuieli până acum. După știința mea, nu există. Nu s-a redus cu un ban costul de funcționare al statului. În condițiile astea, țineți minte, acum o lună de zile, o lună întreagă am vorbit despre gaura de la buget. În condițiile astea, să dai o mărire de salarii mică profesorilor, există de unde? Avem de unde? În absența unei reforme serioase pe partea de cheltuiele a statului, statul român nu-și permite nici măcar să continue să opereze cu costurile pe care le-a avut până acum pentru resursă umană. Dar rămite să mai și crească
Deci oricum este necesară reforma aceasta, este foarte necesară pentru că trebuie să facem în așa fel încât gaura despre care vorbeați mai devreme să nu se adâncească la estimările apocaliptice despre care se vorbește pentru sfârșitul acestui an. Deci reforma trebuie făcută oricum, trebuie să fie restructurate anumite componente ale statului în așa fel încât să nu mai aruncăm bani pe fereastră. Bun, și dacă ea nu se face, dacă această reformă nu se face, și am văzut că nu s-a făcut până acum, optimism în ceea ce privește reforma este, hai să spunem, moderat. Această promisiune de bani mai mulți profesorilor, ce înseamnă? Înseamnă adâncirea deficitului bugetar și mai mult. Înseamnă că România va continua să se împrumute de bani din ce în ce mai mulți, cu niște costuri din ce în ce mai mari. Un amendament, cred că Florin se refera la promisiunea pentru că profesorilor li s-au dat niște creșteri mici și o promisiune, în fine, sub forma unui memorandum, ceva fără o valoare juridică, pentru un viitor. Cred că Florin se referea mai degrabă la acea promisiune legată de viitor. Chiar creșterea mică. Sau creșterea mică. Chiar creșterea mică pe care s-au angajat guvernanții să o dea de la 1 ianuarie anul viitor. Au de unde să o dea? Noi o adăugăm în momentul acesta la estimarea găurii pentru finalul anului. Asta deci este... crește gaura. Exact, asta e. Iar banii ăștia de unde? De unde îi face rost statul? Nu e din greu. Împrumuturi? De unde? Exact. Deci nu e greu să ne împrumutăm și mai mult decât am făcut-o până acum. România este o țară care și-a extins datoria publică extraordinar de mult în ultimii ani, mai mult decât ar fi trebuit, însă este de asemenea o țară care are posibilitatea să se împrumute și mai mult. Din păcate, aceasta nu este o politică sănătoasă pentru guvernarea unei țări și pare că nu există înțelegerea acestui fapt sau nu există voința politică în așa fel încât să fie luate niște măsuri ca să nu adâncim deficitul bugetar, să nu adâncim datoria publică și mai mult. Noi știm că politicienii angajează credite pentru viitor, pentru viitoarele guvernări, să le plătească ăia care o să vină. Până unde ne putem întinde cu aceste împrumuturi rostogolite pentru a satisface niște nevoi sociale, unele justificate, altele nu, dar în lipsa reformelor aceste ajustări salariale doar lărgesc acea gaură? Până unde se poate împrumuta România? Nu știm unde este limita, asta este problema. S-ar putea să nu existe o limită care să fie suficient de aproape. Putem să ne împrumutăm ca țară de două ori mai mult, poate chiar de două ori și jumătate mai mult decât am făcut-o până acum. Dați-le idei! Nu înseamnă că ar trebui să facem lucrul ăsta, pentru că în momentul în care ajungem la o datorie publică atât de mare, se pierde încrederea piețelor financiare, investitorii străini încep să se uite către alte țări care au finanțe publice mai sănătoase. De fapt, despre asta e vorba aici. Ne putem împrumuta ca să finanțăm investiții care dau randament pe termen lung. Nu doar atât. Este normal să facem asta, pentru că atunci când împrumuți bani și îi folosești inteligent ca să te dezvolți pe mai departe, e mai bine să te dezvolți acum cu banii altcuiva decât să aștepți să produci tu banii respectivi înainte să începi programele de investiții. Nu este o investiție inteligentă să dublezi salariile profesorilor. Te împrumuți acum, dublezi salariile profesorilor și plătești în 20 de ani aceste împrumuturi. În ideea că vei face un PIB mult mai mare din această investiție, care la un moment dat va da într-adevăr roadele așteptate de toată lumea. Răspunsul la întrebarea asta este evident că s-ar putea să fie adevărat. S-ar putea să aibă sens să te împrumuți ca să investești în educație, pentru că avem modele economice care ne spun că investiția în educație merită. Dar problema cealaltă, pentru mine cel puțin, este de ce să ne împrumutăm ca să investim în educație când putem să tăiem costuri foarte multe care sunt absolut inutile. Avem atât de multe locuri unde statul român irosește bani și nu doar că irosește bani, face lucrul acesta și într-un mod care creează pe termen lung și alte probleme. Pentru că avem o rată a șomajului în România care este extrem de mică, atragem forță de muncă din exterior foarte multă. Anul acesta probabil vom atrage mai mulți lucrători migranți din afara Uniunii Europene decât am făcut-o vreodată în istorie. Asta în condițiile în care ținem niște sute de mii de oameni probabil angajați în posturi de stat care ar putea să lucreze în economia reală, să fie mai productivi, eventual să câștige mai bine decât câștigă în momentul ăsta lucrând în niște posturi călduțe la stat, dar unde nu sunt productivi. Și iată cum ne furăm căciula în mai multe feluri, de fapt, pentru că
refuzăm să reformăm sisteme care trebuie reformate, irosim bani pentru că refuzăm să facem lucrul acesta, și la asta eu aș adăuga și faptul că potențial pe termen lung producem niște perturbări la nivel social pe care societatea românească, cultura românească s-ar putea să fie capabilă să le absoarbă, să le rezolve sau nu. Și atunci de ce ne facem probleme singuri pe atâtea planuri când s-ar putea folosi oportunitatea, dacă vreți, a acestei crize prin care trecem acum, ca să luăm măsurile acelea care ar fi fost nepopulare în mod normal, care ar fi fost greu de explicat publicului, într-un moment în care mie mi se pare că este absolut clar pentru toată lumea că trebuie făcute aceste reforme. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Cristian Năsulea, profesor de economie la Universitatea București, invitatul zilei astăzi la În fața ta. Domnule profesor, discutam despre felul în care statul român ar trebui să reformeze zone largi pentru a reuși să facă rost de bani ca să, spre exemplu, crească veniturile profesorilor. Nu privind lucrul ăsta ca pe o cheltuială, ci ca pe o investiție. Haideți să luăm câteva zone de reformă posibile. În fine, nu e vreun secret, sunt și angajamente pe care România și le-a luat și față de Uniunea Europeană. România și le-a luat față de Uniunea Europeană și doar pentru a le pune în practică, pe lângă economia și suplețea unui sistem reformat, ar primi și bani, multe miliarde, ar fi și premiată România, între ghilimele, desigur, pentru lucrurile astea. Să enumerăm câteva domenii. Administrația publică. Aș vrea doar să mai dau ceva. Ne și bazăm deja pe banii aceia, pentru că în buna tradiție românească deja am pus la socoteală și pielea ursului din pădure când ne-am făcut calculele ca să vedem cum vom rezolva bugetul familiei anul acesta. Apropo de reforma administrației publice, se vorbește deja de foarte mult timp despre reforma administrativă, despre faptul că există în administrația publică, locală, centrală, regională, diverse organisme sau organizații care ar putea să fie reduse ca personal sau care ar putea chiar să fie eliminate. Aceasta este o sursă uriașă de economii de care am putea să ne folosim în așa fel încât să reducem deficitul bugetar în momentul acesta. Sunt extrem de multe primării la nivel național care lucrează cu scheme de personal care sunt supradimensionate pentru numărul de locuitori care au mai rămas în localitățile respective. Și atunci, ăsta este un mecanism simplu pe care ar trebui să-l înțeleagă cu ușurință oricine, care ar trebui să fie relativ simplu și de implementat, în așa fel încât să începem să reducem din costuri. Și nu doar pentru anul acesta, ci să reducem din costuri, de fapt, pe termen lung, pentru că eficientizăm sistemul cu totul. Vă dau un exemplu concret. În ședința de guvern în care executivul, sau în săptămâna în care executivul aproba această creștere de venituri pentru profesori, sigur, una pe care profesorii n-au acceptat-o, dar guvernul tot a aprobat-o, a mai aprobat executivul ceva, suplimentarea unor venituri, deci guvernul a dat bani către 16, numai în ziua respectivă, 16 unități administrative teritoriale, deci localități, care nu mai aveau nici măcar bani să-și plătească salariile angajaților și ale primarilor. Și aici ajungem într-o altă zonă care este importantă de discutat și de înțeles în momentul în care vorbim despre bugetul de stat. Pentru că un lucru pe care nu îl înțelege multă lume și, sincer, cred că nici noi nu îl înțelegem suficient de bine, pur și simplu din lipsă de acces la informații de multe ori, ține de modul în care se face, de fapt, planificarea și organizarea bugetului. Pentru că în toamnă, când se discută legea bugetului, ni se spune că vor fi alocați bani pentru atâția pentru Ministerul X, atâția pentru Ministerul Y, atâția vor fi banii care se vor duce pe investiții, atâția vor fi banii care sunt alocați pentru diverse categorii de cheltuieli. După care, execuția bugetară are diferențe uriașe față de planul care a fost discutat inițial, pentru că mai rămân niște primării fără bani, pentru că se mai întâmplă diverse lucruri care sunt surprinzătoare, mai mult sau mai puțin surprinzătoare, pentru că
sunt primării care rămân tot timpul fără bani, unde se știe de fapt dinainte că va fi necesar să fie suplimentat bugetul pentru zonele respective. De asemenea, în execuția bugetară se întâmplă de foarte multe ori să existe și bani care rămân necheltuiți. Sunt ministere care primesc bani pentru anumite acțiuni de investiții în special, pe care îi primesc aproape în fiecare an, dar pe care nu le fac niciodată. Se blochează diverse mecanisme rotițe din sistem care fac să nu se poată iniția investițiile respective în practică. Și atunci, aici este o altă chestiune pe care trebuie să o înțelegem, că diferă foarte mult ceea ce ni se spune, reclama pe care o primim în toamnă despre cât de frumos o să fie bugetul țării și ce multe lucruri bune se vor face, diferă fundamental de rezultatul pe care îl avem până la urmă. Pentru că apar schimbări. În special în zona de venituri bugetare. Gaura care ne era descrisă apocaliptic acum puțin timp era de fapt diferența între venituri și cheltuieli. Adică diferența dintre veniturile prognozate și cele reale și cheltuielile care sunt fixe. Că ele de obicei cresc de scăzut mai puțin. De ce nu reușește statul român să adune acele venituri? Sau, altă întrebare, le estimează prost? Anul acesta avem o situație particulară. Să dăm întâi disclaimerul în care să spunem că și statul ar fi putut să aibă niște probleme în estimări pentru că a pornit cu optimism de la ideea că iarna o să fie dificilă, că energia este scumpă, că se va consuma multă energie care va fi trecută prin tot mecanismul ăsta foarte complicat care a fost făcut pentru a ține sub control prețurile în domeniul energetic și din calculul respectiv rezulta că ar fi trebuit să intre mulți bani sub formă de taxe și impozite, practic, din zona aceasta. Ca anul trecut. Doar că iarna asta iarăși nu a fost atât de dificilă pe cât ne așteptam. Mai mulți parametri au ieșit din graficul care a fost folosit pentru estimarea inițială și iată cum s-au pierdut niște venituri prognozate semnificative, de fapt, din calculul acesta. La asta se mai adaugă, din punctul meu de vedere, și faptul că statul și-a făcut niște estimări pe care, în mod realist, nu ar fi trebuit să le estimeze în felul acela. Pentru că iarăși au fost puse la socoteală venituri suplimentare la buget pe care se presupunea că o să le colecteze ANAF. Ori aici, dacă ne uităm la structura marilor datornici să vedem ce fel de bani lipsă necolectați sunt acolo, ne vom da seama, din punct de vedere al unui management normal dintr-o firmă, că foarte multe dintre datoriile care figurează în acea listă nu sunt recuperabile, de fapt, pentru că sunt datorii care sunt ale unor companii aflate în insolvență sau deja în faliment, pentru că sunt datorii mari care sunt rezultatul unor fraude. Fraude care au fost făcute cu privatizări, cu tot felul de scheme în care poate a fost implicat și statul într-o formă sau alta sau nu, sau au fost pur și simplu fraude care au fost comise în mediul privat de către niște oameni care au venit în România cu scopul țintit de a devaliza niște firme sau de a afecta veniturile de la bugetul de stat pentru a obține niște bani în folos propriu. Ori, pentru genul ăsta de datorii pe care statul le tot trece de la un an la altul în lista de bani pe care și-ar dori să-i colecteze, ar trebui să fim mai realiști, adică ar trebui să spunem deja că banii aceia cel mai probabil nu sunt recuperabili, pentru că nu mai există active care să poată să fie lichidate, nu există nimic care să permită, de fapt, să se facă recuperarea celor datorii. La asta se adaugă și toți marii datornici care sunt, de fapt, deținuți parțial măcar de către stat, care sunt oricum, în general, primii pe lista marilor datornici, unde statul își datorează țieși niște bani și atunci asta nu ne ajută cu nimic. Dacă își plătește CFR Marfă banii pe care îi datorează la bugetul asigurărilor sociale, mutăm niște bani din stânga în dreapta, de fapt, în ultimă instanță. Și atunci avem sau am avut și anul acesta tot felul de probleme legate de niște estimări care au fost complet nerealiste, pornite ori din optimism excesiv, ori din perpetuarea unor obiceiuri legate de modul în care facem această prognoză. Modul în care sperăm că vom colecta foarte mulți bani, în așa fel încât să se poată închide mai bine
bugetul în momentul în care îl calculăm în toamnă. Și după vedem noi în practică ce se întâmplă. Deci spuneți că statul și-a făcut gaura cu mâna lui. Asta ce ne arată? Un stat incompetent? Pentru că nu poate să recupereze datoriile pe care unii le-au făcut sau devalizările, sumele provenite din fraudă, din corupție? Sau un stat slab? Nu aș spune că este vorba de slăbiciune, pentru că ce încercam să spun apropo de aceste arierate și de datoriile la bugetul de stat este că în practică banii respectivi nu sunt recuperabili. Este vorba pur și simplu de acceptarea faptului că banii aia nu se mai pot recupera. Adică din cauza predați pentru un stat resemnat. Mie mă arată asta un stat slab, dacă oricine poate să vină aici să dea un tun și statul să ridice din numeri, să spună aceste datorii sunt irecuperabile. Vor fi întotdeauna oameni mai capabili în sectorul privat decât cei care acceptă să lucreze în sectorul public pe anumite zone de genul acesta. Deci întotdeauna, oricât de puternic sau de capabil ar fi un stat, se va găsi cineva care să găsească o rețetă suficient de bună în așa fel încât să păcălească autoritățile fiscale în special și să scape cu niște taxe neplătite. Ce spun eu este că ar trebui să acceptăm că s-au făcut niște greșeli în trecut care au permis să se întâmple lucrurile acestea, să luăm măsuri ca ele să nu se mai întâmple niciodată în viitor, dar să acceptăm că ea sunt bani pe care i-am pierdut. Domnul Năsulea, situația este așa cum o descrieți dumneavoastră. Criza bugetară este o realitate, o recunoaște și în sfârșit, în al 12-lea acea și ministrul de finanțe. Cu toate aceste solicitări de creșteri de lefuri în sistemul bugetar, cu gaura care crește, ne îndreptăm spre creșterea taxelor și impozitelor în mod realist? Pentru că cineva trebuie să plătească nota de plată. S-ar putea ca una dintre opțiunile care să fie propuse de viitoarea guvernare sau actuala guvernare, dacă o să continue să fie guvernarea țării, să fie și una care să fie legată de creșterea taxelor. Însă, problema cu povara fiscală și cu eficiența creșterii taxelor este că din modelele economice pe care le avem, nouă ne rezultă faptul că România se află deja la un punct dincolo de care creșterea taxelor va duce la scăderea încasărilor la bugetul de stat. La creșterea. Da, practic avem teoria lui Arthur Laffer care ne-a arătat că există o anumită curbă în conformitate cu care la un moment dat scăderea taxelor duce de fapt la creșterea încasărilor în cifre reale la bugetul de stat. Pentru că dacă crești taxele, nu vor fi suficient de mulți care să fenteze plata taxelor și impozitelor și să crești astfel economia subterană, economia gri. Nu e nevoie nici măcar de o creștere a economiei subterane, pentru că noi suntem o țară membră în Uniunea Europeană și este extrem de ușor pentru orice fel de business, de fapt, să decidă să-și transfere activitatea sau banii măcar într-o altă jurisdicție care este mai prietenoasă din punct de vedere fiscal. Ăsta este și unul dintre mecanismele pe care le-am folosit noi ca țară până acum ca să atragem foarte multe investiții. Deci spuneți așa, creșterea taxelor în momentul ăsta e o idee proastă, că va aduce mai puțin bani la buget. Cred că a spus-o și ministrul de finanțe într-o declarație după ce a venit un raport de la Banca Mondială, parcă era vorba, sau Fondul Monetar Internațional, nu ne e foarte clar cine a scris raportul respectiv, dar după ce a venit o propunere din afara țării legată de o potențială creștere de taxe, inclusiv membrii ai actualului guvern au spus public faptul că nu consideră că aceasta ar fi o soluție, ceea ce e îmbucurător din punctul meu de vedere, pentru că nici pentru noi în mediul academic nu pare că o creștere de taxe ne-ar putea ajuta să rezolvăm ceva. După ce în prealabil ieșiseră din nou cu creșterea impozitelor pe venit, celebrul impozit progresiv. Luăm o scurtă pauză, vă propun, și ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Năsulea, profesor de economie, este invitatul zilei de astăzi. Domnule Năsulea, am discutat despre buget, despre felul în care ar trebui restructurat și am luat doar o zonă a reformei pe care statul român
s-a obligat să o facă, reforma administrativă. Ce alte priorități ar mai trebui să aibă statul? De unde ar mai trebui oprite cheltuieli sau eficientizate? Există în continuare o mulțime de active în proprietatea statului român, care nu doar că nu produc, ci costă. Avem, din păcate, diverse companii care au fost lăsate moștenire de către regimul de dinainte de 89, care sunt ținute în funcțiune, eventual, sau măcar sunt în conservare, pentru că reprezintă un potențial interes strategic sau pentru că... Dați-mi un exemplu, pentru că totuși au trecut 33 de ani, nu? De la Revoluție. Și noi ținem în continuare companiile lui Ceaușescu în viață? Există multiple institute de cercetare, în special există câteva care lucrează în domeniul metrologiei, ca exemplu doar, care sunt chiar aici în București, care consumă foarte multe resurse, care ocupă spații interesante pentru dezvoltarea orașului, care ar putea să fie folosite în alte feluri și care în momentul acesta ne costă prin oamenii care trebuie să fie plătiți ca să păzească acele clădiri, prin întreținerea clădirilor, doar ca ele să nu se prăbușească, să nu ajungem în situații în care ele să ajungă să producă și mai multe probleme. Mă referiți probabil și la multele imobile pe care le deține statul român, mă rog, diferite entități ale statului român în întreaga țară, inclusiv în București. Exact. Trecem în fiecare zi pe lângă unele clădiri lăsate în paragină. Și care nu sunt folosite din mai multe motive. Deci nu sunt folosite pentru că nu mai sunt adecvate ca să fie folosite. Nu există banii ca să ne apucăm să facem investiții, plus că avem toată experiența celor 30 de ani care au trecut, în care am văzut, ne-am convins foarte greu de fapt că, inclusiv pentru autoritățile publice, de cele mai multe ori este mai eficient să se închirieze spații de birouri în niște clădiri ale unor investitori privați care au construit clădirile de birouri respective, decât să cheltuie statul bani direct ca să-și întrețină propriul fond imobiliar. Efectiv, este mai ieftin să închiriezi decât să încerci să îți administrezi pe cont propriu. Aici, iarăși, e o discuție legată de motivele care fac să fie lucrurile în felul acesta, pentru că ne-am putea aștepta, de fapt, să poată și statul să găsească o soluție în așa fel încât să aibă niște administratori capabili, care să gestioneze bugetele ok, în așa fel încât să poți să întreții cu bani puțin niște clădiri pe care le ai deja în proprietate. Adică unde investitorul privat trebuie să dea bani ca să acopere și creditul pe care l-a luat ca să construiască clădirea de birouri și el tot îți dă chirie mai ieftină decât te costă pe tine întreținerea la clădirea aia pe care o ai deja. Cumva înțeleg de ce multă lume se opune de fapt ideii de privatizare și ideii de a apela din ce în ce mai mult la soluții din zona privată, însă dacă e să ne uităm tranșant și într-un mod cât poate el fi de obiectiv la ce înseamnă eficiență, la ce funcționează ok, ne dăm seama de fapt că este mai bine să ne luăm mâinile de pe activități pe care nu ne pricepem să le facem. La statul ar trebui să iasă din toate acele activități pe care s-a apucat să le facă la un moment dat și a constatat ulterior că nu știe să le facă suficient de bine și că ele ajung să reprezinte niște costuri, o pierdere de bani, de fapt. Deci, dumneavoastră, spuneți așa, statul stă pe o avere imobiliară uriașă, cred că nici nu știe care este valoarea ei. Multe dintre aceste clădiri sunt nefuncționale, stau închise, dar statul nu îndrăznește să le scoată la licitații, să le vândă pe piața liberă, pentru că n-are curaj să facă lucrul ăsta. Optica ar fi negativă. Sau că nu se pricepe? Nu, populația României nu cred că ar privi cu ochi buni o astfel de măsură. Și, iarăși, acesta este un lucru care, din punctul meu de vedere, nu ține de naționalism. Ține de experiența pe care am avut-o noi românii în trecut cu privatizări care au fost făcute de către statul român. Există și privatizări care au mers foarte bine, unde statul a reușit să transforme niște găuri negre care consumau bani în activități economice care produc bani, care creează joburi, creează locuri de muncă pentru oameni. Deci se poate, însă exemplele acestea nu sunt neapărat foarte multe,
Și nu sunt nici la fel de vizibile ca acele exemple unde statul a pierdut de fapt foarte mulți bani sau unde de fapt ne-am dat seama că ceea ce trebuia să reprezinte o privatizare care să rezolve niște probleme cu costurile, să eficientizeze niște sisteme, să ducă la crearea de locuri de muncă, de fapt ne-a dus în situația de a număra arierate și datorii la bugetul de stat care au apărut în urma privatizării tutunului SA, ca să dau doar un exemplu. Apropo de fraudă care a fost comisă sub supravegherea statului român, care n-ar trebui să mai întâmple niciodată, adică aia sunt niște bani care, din punctul meu de vedere, nu pot fi recuperați sub nicio formă, însă ar trebui să reprezinte măcar o lecție despre cum să nu facem privatizări, cum să nu încercăm să scădem din cheltuielile pe care le avem cu aceste active care sunt neproductive și sunt doar costisitoare, încercând să le privatizăm ca ulterior, de fapt, să ajungem în situația în care ne-a costat și mai mult și nici nu mai avem ce să recuperăm după ce am trecut prin tot demersul ăsta. Mulți îmi spun, tăiați pensiile speciale și creșteți, veți avea bani să creșteți salariile profesorilor. E atât de simplu? În niciun caz. Problema pensiilor speciale este o problemă care ar trebui să fie rezolvată. Există probleme foarte clare în acest sistem. Sunt categorii profesionale care pun foarte mare greutate pe sistemul public de pensii, pentru că beneficiază practic de niște pensii care nu ar trebui nici măcar să cheme pensii pentru că nu sunt contributive. Însă oamenii aceștia care sunt problematici nu sunt suficient de mulți ca să poți să te folosești de banii pe care i-ai economisit. Dar poți să dai un semnal că nu există două categorii de cetățeni, practic. Cred că semnalul principal pe care ar trebui să-l dăm este unul legat de vârsta de pensionare, în primul rând. Adică, ok, înțelegem că anumite categorii profesionale lucrează în condiții care fac să fie dificil să lucrezi după vârsta de 40 de ani, 45 de ani. Însă faptul că acele categorii profesionale se pot pensiona pur și simplu și după aceea să încaseze și pensia și salariul și să beneficieze de un cumul de beneficii care nu sunt accesibile pentru omul de rând, nu e ok. Reprezintă și asta o problemă. Însă, ca să revin la întrebarea legată de pensiile speciale, cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere când vorbim despre pensiile speciale este că în momentul ăsta noi tindem să ne gândim la toate tipurile de pensii care sunt vizate de o funcționare diferită față de sistemul public de pensii general ca fiind pensii speciale. Ori, mie mi se pare că statul român ar trebui să rezolve problema pensiilor militare în primul rând, pe care ar trebui să le deconecteze de acest sistem și să le facă să funcționeze corect, în așa fel încât militarii să fie siguri că își vor primi pensiile. Bun, soluția n-ar fi să se scrie o singură lege pentru toți pensionarii din România? Să nu existe atâtea legi speciale care să permită pensii speciale? Nu? Asta ar fi logic să se întâmple? Orice sistem care este principiul contributivității să fie singurul care să funcționeze în sistemul de pensii? Acesta este și lucru pe care l-am spus și eu în mai multe rânduri, în diverse articole. Practic, dacă am avea un sistem de pensii unde regula să fie foarte simplă, dacă angajatorul tău, fie acesta și Ministerul de Justiție sau oricine ar fi, dorește ca tu să ai o pensie mai mare, să depună bani în contul tău de la fondul de pensii, în așa fel încât să ți se poată acorda pensia respectivă mai mare în momentul în care te pensionezi. Exact cum spuneați, o singură regulă cu contributivitate pentru toată lumea, în așa fel încât să... Și atunci de ce e atât de greu să scriem o lege în țara asta? Pentru că... Mai ales că avem consultanți de la Banca Mondială, sprijin există, sprijin extern să rezolvăm o problemă de care inclusiv ar aduce bani în plus României, pentru că e condiție în PNRR. Banii pe care îi vom lua din PNRR prin rezolvarea acestei probleme nu sunt atât de mulți în comparație nu sunt, cu... Nu sunt, dar contează când mai aduci un miliard la bugetul... Sigur, cu siguranță. Însă statului. Pentru anumiți angajatori sau anumite structuri speciale care pot să dea privilegii angajaților lor fără să cheltuie niciun ban, de fapt, pentru asta, pentru că există legi care spun pur și simplu că anumite categorii de angajați au dreptul să beneficieze de o pensie specială când vor ieși la pensie. Și instituțiile acelea nu varsă nimic, nicio contribuție pentru ei ca să poată să existe buget pentru pensiile respective. Aici este, asta este motivul pentru care există rezistență extrem de mare împotriva acestui tip de modificări. Realist vorbind, credeți că vor rezolva reforma pensiilor speciale astfel încât să
fie o variantă care să fie și legală, și constituțională, și mulțumitoare pentru toată lumea? Cred că se poate rezolva, cred că soluții există, însă problema foarte mare cu aceste soluții este că și ele vor costa foarte, foarte mulți bani. Pentru că rezolvarea este de fapt simplă, este exact ce spuneați mai devreme. Dacă se varsă contribuții pentru pensiile respective, în așa fel încât oamenii să aibă banii aceia vărsați în fondul lor de pensii, cel de pilon 1, cel de pilon 2, nu contează, dar să fie banii trimiși către sistemul de pensii, nu mai avem o specialitate legată de pensiile respective. Ele sunt pur și simplu niște pensii care sunt mai mari pentru că s-au plătit niște bani în sistem ca ele să poată să fie mai mari. Însă costul respectiv este dificil de acoperit pentru instituțiile care au extrem de mulți speciali în rândul angajaților. Instituțiile cu foarte mulți speciali la care ne referim de obicei, și aici trebuie să fac referire la Ministerul Justiției, au și pârghii foarte puternice în așa fel încât să poată să blocheze o reformă care să nu fie acceptabilă pentru structurile din acea zonă. Și atunci, asta este sursa blocajului, că în lipsa unei situații în care se acordă buget suficient de mare către Ministerul de Justiție, în așa fel încât să poată să rezolve problema internă pe care o are cu aceste drepturi care sunt date prin lege către angajații lor, dar care creează mai departe probleme sistemului de pensii prin necontributivitate, nu putem să ajungem la o soluție. Trebuie să fie alocată o sumă mare de bani către... Deci răspunsul este nu. Nu? Dacă nu rezolvăm acum... Nu se rezolvă. Nu. Am încercat, nu se rezolvă. Trebuie rezolvat însă. Asta este. Răspunsul de fapt este trebuie să rezolvăm această problemă. Ultima pauză a discuției noastre de astăzi. Revenim imediat. Ultima parte a discuției de astăzi, de la În fața ta, Cristian Năsulea, profesor de economie, este invitatul zilei. Am discutat foarte mult despre stat, ce ar trebui să facă statul. Domnule Năsulea, pentru românul obișnuit, cum va fi a doua parte a acestui an? La fel, inflația, unul dintre inamici, după ce ar trebui să mai fie atent? Dacă ne uităm la estimările oficiale și dacă ele se materializează în forma pe care o avem în față în momentul acesta, tot vorbim de creșteri de prețuri mari. Deci, practic, scăderea ratei inflației nu înseamnă în niciun caz scădere de prețuri, înseamnă doar o continuare a creșterii prețurilor cu un ritm mai lent decât s-a întâmplat anul trecut. Deci, practic, puterea noastră de cumpărare scade dacă nu facem ceva în așa fel încât veniturile noastre să crească. Ne vom permite mai puține lucruri la sfârșitul acestui an decât ne-am permis la începutul anului. Asta este, ca să fac o paranteză legată de ceea ce discutam mai devreme, acesta este unul dintre motivele pentru care cererile angajaților din sistemul public pentru măriri salariale sunt complet justificate și este și motivul pentru care cel mai bine ar fi fost dacă guvernul și-ar fi propus din proprie inițiativă să dea niște creșteri salariale care să întregească o parte din puterea de cumpărare a oamenilor care lucrează în sistem de la bun început. Asta ar fi însemnat inclusiv să ia în considerare aceste creșteri de salarii și creșteri de cheltuieli în momentul în care a fost gândit bugetul anul trecut. Știau că inflația o să fie peste 15%, ar fi trebuit să vină cu niște creșteri salariale din proprie inițiativă care să se apropie măcar de acest nivel. Știți cum a spus ministrul Muncii? Sunt bani, dar nu pentru toată lumea. Dacă ne împrumutăm, mai ales, sunt foarte mulți bani pe care să-i folosim iarăși în moduri care să nu fie eficiente. Revenind la întrebarea legată de ce ar trebui să facă omul de rând trebuie să găsească soluții în așa fel încât să crească nominal cantitatea de bani pe care îi aduce în casă în fiecare lună, în așa fel încât să poată să-și păstreze nivelul de trai la un nivel cât mai bun. Ce înseamnă asta? O să difere de la o persoană la alta. Din datele pe care le vedem de la Ministerul Muncii, în sectorul privat, în foarte multe companii, pare că se fac eforturi susținute de către angajatori în așa fel încât să crească salariile, în așa fel încât raportat la euro măcar să rămână undeva la un nivel care să fie cât mai ok. Aici, iarăși, este o întreagă discuție și legată de
faptul că și în zona euro inflația este în continuare mare și că oricum am face calculele respective, dacă un angajat nu a primit o mărire de salariu mai mare de 16% deja, urmând să primească o mărire de salariu mai mare de 10% după 12 luni, oricum nu își păstrează puterea de cumpărare. Și atunci, ce cred că fac deja foarte mulți dintre români este să își găsească surse suplimentare de venit, în așa fel încât să poată să își apere nivelul de trai pe care, la care au ajuns cu greu, oricum. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule Năsulea. Îți mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!